Speriați de ultimele incendii, responsabilii de la Botanica, acolo unde se află cele mai multe depozite de crenci, s-au adunat să caute metode de prevenire. De mai bine de o lună, la Botanica, crencile nu se mai mărunțesc în lipsa unui tocător, iar funcționarii se plâng că nimeni nu vine să le ia. Locatarii din preajmă stau și ei cu frica în sân. Acesta e cel mai mare platou de depozitare a crengilor din sectorul Botanica. În apropiere se află o școală, o grădiniță și blocuri de locuit, așa că un eventual incendiu ar face prăpăd. Funcționarii propun stropirea zilnică a ramurilor și patrularea zonei. Problema pe care și-o pune prăturea este de ce oamenii nu vin să ia lemnul acasă, de vreme ce este oferit gratuit. Mai aproape de oraș care au transportul lor, dar care nu are transport. Nu să vii leg că n-are. E leg, dar leg și el mai mășcat, dar și el mărunțele și stăti curățat. Cum ies din scara blocului, locatarii dau direct peste mormanele de ramuri uscate de soare. Aici de când s-o tot omăt. Stăm cu frica în sân, așteptăm. Poate autoritățile s-or trezi odată. Dar de foc și la Easter și cum a fost în cazul de ani? Și asar, dar dăm și noi și tot. Dar și azi dăm cardia, să fugim și noi ca animale. Ultimele trei incendii din capitală de la locurile de stocare a ramurilor au băgat în sperieți multe lume. Problema sectorului Botanica e că nu există un tocător. Ultimul a fost luat la o altă comandă, iar de săptămâni bune rumeguș nu se mai face. Doamne ferește, da. Aici un sărnic ajunge și atât. Plus la asta stadionul, nu avem unde să stăm cu copiii. Și care ar fi soluția? Trebuie să-l pe domnul Grozav. Primește bani pentru asta. Autoritățile stau și se gândesc cam care ar fi ieșirea din situație. Asta ar presupune evacuare de platouri și ducere în alt loc pentru o ardere controlată. Bun, asta e o propunere, includem ordinea zi. Vicepreturul Botanicii spune că rezolvarea problemei ar costa în jur de 2 milioane de lei. Asta în condițiile în care nimeni nu are nevoie de crengile rămase după intemperii. Paradox care ar fi, chiar dacă această masă lemnoasă este gratuită, nu a pervenit nicio cerere. Din discuțiile cu toți agenții economici care fac pelet și aveau nevoie de rumeguș, eu zic supraîncărcați, pentru 2 ani lor nu le mai trebuie crengi. Iar patrularea continuă e și ea imposibilă. În cele din urmă, funcționarii și-au propus să ceară bani de la municipalitate pentru a ieși din situație și cheamă în ajutor serviciile din celelalte sectoare. Salvatorii așa și nu au mai stabilit cauzele ultimelor incendii din oraș. Între timp, poliția a deschis un proces penal în cadrul căruia se investighează condițiile în care ieri au pornit flăcările pe stadionul Republican.